Cele mai frumoase sărbători căciulenii le desfășoară aici, în preajma monumentului Căciulii. Și acest platou tot se numește la izvor, la căciula lui Ștefan Vodă. La cea de-a cincea ediție a festivalului Jocul din Străbun Lăsat se vor prezenta 10 colective artistice. Artiștii deja au început să vină. Noi ne aranjăm în platou pentru a aduce în fața dumneavoastră cele mai inedite și cele mai frumoase dansuri autentice din sudul Moldovei. Asemenea unui șuvoi de apă de izvor se scurgeau la vale spre vatra Horelor, colectivele de dansatori invitate la Căciulia pentru a participa la festivalul concurs de dans folcloric Jocul din Strămoș Lăsat. Să răsunem unison cântul strămoșesc și odoină cu dansatorii lui Filimon. Hora a fost tot timpul sfânta sfintelor. Nu se spune deja că și când pleci la horă spală-ți mâinile. Deci, marea horă a Căciuliei, să-i dăm start! Acestui izvor, oamenii din totdeauna și-au potolit setea, au botezat copiii, dar tot aici a primit botezul și acest festival inițiat de inimosul promotor al folclorului, Filimon Dincea, cel care a educat zeci de generații de dansatori și are un cul deosebit pentru tot ce înseamnă horă și pași de dans. Îi încep cu pașii colegi de undeva. Și apoi, de acum, venim într-o perfecțiune, dar, să spun sincer, mă tem ca să nu rup firul cea la ața ceea care a dus-o de acolo. Și tot timpul nu mă duc departe, rămân acolo. Cum se spune în vorba poetului, eu aici rămân și când, aici mi este dor, aici mi este tot, eu nu mă duc la tradiționalul, rămân acolo, la pământ, la țărâna care este. Hora-i grai și dor, hora-i pasări în zbor, hora-i umbră și răcoare, hora-i totul ce mă doare, scrie în cartea sa de versuri Filimon Dincea. Unul dintre cele 10 colective de dansatori a venit de la Comrat. Se numesc Dansatorii Vechi. Ansamblul nostru se numește Evelchi Oingiular, Dansatorii Vechi. Oh, sunt vechi? Da, suntem. Noi suntem ansamblul cel mai tânăr din Găgăuzia. Sunt cel mai tânăr dansator la noi are de mult 75 de ani. Avem dansurile găgăuzesc, moldovenesc, bulgar, avem dansuri din Grecia, avem mult dansuri. Această formație s-a distins prin costumele tradiționale găgăuzești și prin dansurile domoale adecvate vârstei artiștilor.
fiecare de noștri dansători cândva o dansat în ansamblu Duzava. Cine o dansat 50 ani în urmă, cine 40 ani în urmă, așa a venit la mine o idee să completăm ansamblu și iar ieșim la scenă. Așezați comod pe iarbă sau pe paloturi de paie, oamenii admirau frumusețea dansurilor, cântecelor și se bucurau de continuitatea tradițiilor. În acest loc se prezintă mai multe sărbători, nu numai festivalul. Facem sărbătorile de iarnă, facem ziua copiilor și dacă ne permite ziua de 1 martie și 8 martie, dacă este timpul bun. Într-o an avem festivalul Jocul din Strămoș Lăsat și într-o an festivalul De la neam la neam, închinat domnului Mihai Batăr. Dansul folcloric este practic cartea de vizită a satului Cociulia. Aici dansează toți și se consideră că dragostea pentru dans se transmite prin laptele matern. Foarte bine că ceva distracție pentru copii, pentru noi, viitorul e frumos. Se trebuie adică să ieșim, să facem față lucrurilor, să... Și mulțumim ea că pentru cei care organizează tot, asta e foarte bine. Ați dansat și dumneavoastră în tineret? Adică da, de la 4 ani am fost pe scenă. Suntem pentru prima dată, soacra mea este de aici și particip și dumneavoastră, adică faci parte dintr-un colectiv și ne-a invitat să vedem și noi. Brațele mămicilor, fiindcă asemenea muzică le favorizează, vor visa frumos. Dumneavoastră, cu cine ați venit? Cum este atmosfera? Foarte frumoasă. Noi suntem cu ansamblu semănătorii, bunica noastră de mulți ani de acum în ansamblu acesta. Și foarte plăcut, foarte o atmosferă foarte frumoasă. Thank you.
acest amfiteatru natural de la Cociulia s-a adunat lume de pe lume din toate satele vecine. Iată, le place concertul. Noastră sunteți din Cociulia? Din Cociulia, da. Cum este festivalul? Foarte frumos și interesant. Ce vă bucură cel mai mult? Și ne bucurăm cel mai mult să aflăm pe teritoriul Cociulia și e foarte frumos. Dacă sunteți la Cociulia, de ce nu purtați căciulă? Noi purtăm căciulă. Căciulă ne purtăm cu cald, așa purtăm la iarnă. Toate colectivele de dansatori care astăzi prezintă aici în sat la noi și care mulțumim tuturor celor care au organizat și care astăzi ne face satisfacția și la cei de vârsta a treia, care se duc pentru bătrâni și care este chiar ne bucurăm și pentru toți cei tineri care se iei pildă de la toate aceste colective care astăzi atât de frumos prezintă pentru toată obștea de azi. Amfiteatrul acesta și toți oamenii zâmbesc, se uită la artiști, zâmbesc, au bună dispoziție, sunt fericiți, e adevărat? Da, este o vreme frumoasă și suntem bucuroși că ieșim să ne mai relaxăm la festival tradițional pentru satul nostru și mă bucur că din an în an vin colectivi tot mai pregătite și prezintă dansuri frumoase și cântece frumoase. Și sper ca acest festival să dăinuiască în timp cât mai mult, pentru că este un festival binevenit pentru satul nostru, sat de Răzești. Vreau să vă spun că sunt mândru de cociuleni, eu sunt născut în Cociulia, sunt tăticul Diani Rotaru și mă mândresc și cu dânsa, cu cociulenii noștri. Iubesc și dansul, iubesc și cânticul, iubesc viața. Cine iubește viața, iubește tot ce pe lumea asta. Îmi pare foarte bine să mă aflu aici la Cociulia, la acest minunat festival regional al cânticului și dansului popular de jocul din strămoși la sat. Apreciem, cred că, tot ce mi-e frumos, tradiții frumoase, obiceiuri frumoase, dans frumos. E ceva specific de la sudul Moldovei, din partea noastră, zona de sud.
Hala de Sus e un colectiv care are numai un an jumate de când dansează, dar astăzi s-au prezentat foarte bine. Datorită părinților care au pus temelia acestui colectiv și cu ajutorul coreografului Filimon Dimcea. Domnul Filimon Dimcea are mulți discipoli care învață sau chiar și lucrează în calitate de coreografi la noi pe lângă Casa de Cultură și este ceva bun. Ansamblu de dansuri populare Moca în Cupsa de la Cociulia, conducător Filimon Dimcea. În această toamnă, ansamblul de dansuri populare Mocâncuța va rotunji 30 de ani. Fondatorul Filimon Dimcea susține că astăzi are circa 80 de dansatori. Referitor la compartimentul dans, este, după cum vedeți, ansamblul de dansuri populare Mocâncuța și Șoi Mineamului, conduși către domnul Filimon Dimcea. Filimon Dimcea este un om cu literă mare, un sufletist, un om care, datorită dumnealui, se menține și se păstrează, cred că, toate tradițiile frumoase ale dansului și, în general, al culturii. Pentru mine este aproape totul, că nu degeaba sunt, în unele spune că când se joacă horele, clopotele se dau în iubire. Deci astăzi clopotele noastre au fost date în iubire. Thank you.
acela care cer, dar niciodată nu văd cum copiii se isprăvesc. Se isprăvesc de minune, dar totuși este ca iarba, să mai crească și să vedem cum mergem înainte. Emisiunea Tezaur este acolo unde sunt pași de dans, acolo unde se promovează tradiția, acolo unde s-a păstrat ceea ce e sfânt de la strămoșii noștri. Uitați-vă în acest amfiteatru natural de la Cociulia, câtă lume frumoasă, câtă lume bună, câți artiști care au venit cu tot ce au mai sfânt, tot ce au mai original și mai autentic de la localitățile lor. Public erau cociulenii din diasporă. Se întorc la Baștină special pentru a intra în horă și pentru a susține satul. Eu sunt originară din Cociulia, sunt în Franța de 7 ani și sunt în vacanță, ca majoritatea diasporii care vin în august acasă. Sărbătoarea e foarte frumoasă și e foarte plăcut că tradițiile noastre se păstrează și se transmit din generație în generație și astfel de festivale se fac cel mai mult vara, când toată lumea e acasă și toată lumea poate profita. Am fost în Franța, dar m-am reîntors cu traiul înapoi în sat. În cadrul festivalului mă ocup mai mult cu pozele, ca cei din diasporă să vadă evenimentul cum are loc. Ce a fost cel mai interesant prin obiectivul de luat vedere? Tradițiile, dansurile, pentru că fiecare colectiv are specificul lui. Și am crescut cu tradițiile astea și pentru noi e foarte plăcut atunci când venim acasă să ne implicăm și noi și după asta, după festival este horă, noi putem să dansăm mai departe. În Franța au specificul lor și e frumos, dar e altfel. Ne place să descoperim, dar ne trage acasă. Eu sunt din America, din Michigan, din orașul Detroit. Eu sunt voluntară aici. Eu o să lucrez cu primaria și biblioteca și ONG. Îmi place să învăț despre tradiționații, cultura.
Ați învățat, cred că, și să dansați aici la Cociulia. Aici toți joacă. Da, dansez, da. Eu nu știu cum, da. Satul Cociulia se distinge nu numai prin formațiile de dansatori. Aici se dezvoltă cu succes meșteșugurile. Aici concurează între ei apicultorii. Cei mai mulți copii se roteau în jurul fagurilor de mere din zăstrea albinei. Dulce este doina, dulce este dansul. Dulce este și mierea și este la moment, pentru că un dans, un cântec fără un produs natural, sănătos, energizant, nu face față lucrurilor care se petrec acum. Sunteți Cociulean? Suntem Cociulean, ne ocupăm cu apicultura mai de mulți ani. Nu că mai de mulți, dar de când am văzut lumina zilei, părinții au avut și ne-a plăcut și îi dăm bătaie mai departe. Ducem dinastia. Aici e vorba nu doar despre apicultori, ci de meșteri populari. Uitați-vă din iarbă verde, din iarbă de pădure, de câmp, de stepă, cum au făcut un coșuleț pentru a pune orice produs apicol, fie lumânări, fie propolis, foarte frumos. Și fiecare burcănaș are câte o floricică și câte o albinuță și două frunze. Asta e portretul dumneavoastră. Numai că n-am musteață. Aici a fost un bostan cândva. Acum este apicultorul Gheorghe Bodea din Cociulia. Dincea a scris despre înțelepciunea horelor. Aforismul căci hora este înțelepciunea strămoșilor mei, spune autorul. Neamul meu numai la mormântări nu joacă. Hora e altarul sufletului. Dacă simți că ești plouat, nu te du la horă în sat. În horă nu joacă numai picioarele. Dacă te-a portat mama în horă, astăzi norocul te poartă.